Botezătorule al lui Hristos, propovăduitorule al pocăinței, nu mă trece cu vederea pe mine cel ce mă pocăiesc, ci alăturându-te cereștilor puteri, roagă-te stăpânului pentru mine, nevrednicul robul tău, cel schilav și neputincios, care cad în necazuri multe, istovit de gândurile înviforate ale minții mele. Că iată, stau înainte fiind pârât de faptele mele negre, cu multe poveri fiind acoperit, pustit de patimile vieții și zac în noroiul faptelor mele, stăpânit de tulburare, fără să am sprijin din vreo parte, acoperind bubele sufletului meu cu zdrențele de rușine ale păcatului. Rătăcit de la calea dreaptă care duce în viață, abătut pe cărarea fără de legii, din toate părțile strâmtorat de gândurile minții mele. Întors-mă-am la patimă, când m-a străpuns pe mine spinul păcatului, de conștiință fiind osândit și de toți oamenii defăimat. Întrândăvire săvârșind toate zilele vieții mele, având orbiți ochii inimii, mi-am spurcat haina sufletului și tot trupul meu cu răutate l-am întinat. Curviei celei fără de cuvință i-am deschis ușile simțurilor. Din tinerețe și până acum, fără frâu am făcut toate relele și mă tem că voi fi tăiat ca smochinul neroditor, când va veni securea morții și mă va da spre mistuirea focului care nu se stinge, de care se cutremură și satana și din care nu poate să se scoată nimeni. Vai mie, suflete, pricepe și vezi îndelungă răbdarea lui Dumnezeu, că nu voiește moartea păcătosului. Vai mie, ce am dobândit în vremea trecută a vieții mele, că nu este de la începutul lumii și până acum niciun păcătos pe care să nu-l fi întrecut cu greșalele, că eu sunt peșteră a tuturor faptelor celor rele, neavând nici de cum sfârșit obiceiului păcătos. Pironită e mintea mea de lucrurile pământești și ce să fac nu știu, nici de cine să mă apropii ca să se mântuiască sufletul meu. Fără numai de tine, Ioane, mergătorule înainte, că te știu mai mare decât toți, că tu te-ai învrenicit să te atingi de creștetul preacuratului miel al lui Dumnezeu, celui ce ridică păcatele lumii întregi, pe care roagă-l pentru săracul și zmeritul meu suflet, că măcar de acum, din ceasul al 11-lea, purtând jugul lui Hristos, să primesc și plata cea bună din mâna Domnului, ca nu cândva să mă ajungă seara, să nu mai răsară soarele și să mă cuprindă noaptea cea de spaimă și înfiorătoare și întunericul cel adânc, ca nu cândva să rămân în afara ușilor sfintei cămări de nuntă, bătând fără niciun spor, având candela stinsă,
prin trândăvire și lenevire, și atunci să se arate deșartă nădejdea mea. Când toată făptura se va înfățișa judecății lui Hristos, unde se vor arăta faptele fiecăruia, fără cercetare și iscodire, atunci îngerii vor sta înainte cu frică, tunetele se vor teme, fulgerul se va cutremura, pământul se va clătina, foc sălbatic se va revărsa, nimicindu-i pe cei nelegiuiți, dintre care cel din tâi sunt eu. Atunci drepții se vor bucura, cuvioșii se vor veseli, feciorelnicii se vor mări, mucenicii se vor încununa, apostolii în nori vor fi răpiți, prorocii se vor proslăvi și toți sfinții se vor odihni de ostenelile cu care au pătimit pentru Hristos în viacul cel de acum. Dar ce voi face eu, păcătosul, că în plăceri am săvârșit toate zilele vieții mele și în cugetări spurcate am petrecut anii mei? Moartea aștept de acum și, neavând vreodată durere în inimă pentru păcate, muncă veșnică mi-am agonisit și pentru cerească împărăție nu m-am îngrijit. Propovăduitorule a lui Hristos, cinstite mergătorule înainte, cel din urmă între proroci, întâiule între mucenici, pe mine, povățuitorule al postitorilor și învățătorule al curăției, prietene de aproape a lui Hristos, nu mă trece cu vederea. Pe tine te rog și la tine cad, nu mă lepăda de la ocrotirea ta, ci ridică-mă pe mine, sărmanul, cel căzut cu păcate multe. Înnoiește sufletul meu prin pocăință, care este al doilea botez, că Tu ești începător, amândorora. Prin botez speli păcatele strămoșești și prin pocăință curățești întinarea sufletului. Curățește-mă pe mine, păcătosul! Buzele nevrednice strigă către tine și sufletul cel spurcat se roagă. Inima necurată suspină din adânc. Tinde dreapta ta preacurată, smulge-mă din mâinile vrăjmașilor mei, ca nu cumva viclenii dragi să mă oprească sufletul după despărțirea de trup și să nu zică: aceasta este ziua pe care am așteptat-o. Doamne al meu, Iisuse Hristoase, pentru rugăciunile Sfântului Ioan, botezătorului tău, nu mă da dracilor ca să nu se bucure și să se laude zicând: iată, ai ajuns în mâinile noastre. Iubitorule de oameni, împăratea tot puternice, stinge amenințarea lor și doboare trufia lor semeață, că știu, Doamne, mulțimea păcatelor mele, că nu au număr, însă nădăjduiesc în marea îndurărilor tale. Mă întorc ca fiul risipitor, primește-mă ca pe unul dintre argații tăi. Te rog, ca Hananeanca, să mă satur și eu ca un câine din fărâmiturile care cad de la masa ta cea sfântă. Doamne al nostru,
Iisuse Hristoase, ca leprosul strig, dacă voiești, poți să mă curățești. Nu zic ca slăbănogul, Doamne, nu am om, că Tu ești Fiul omenesc, care pentru mine Te-ai îmbrăcat cu trup și neputința firii noastre ai purtat, care pe cea cu curgere de sânge, prin atingerea hainei Tale, ai curățit-o, care și pe tâlharul ce într-un singur ceas a mărturisit, L-ai primit și părtaș al raiului L-ai făcut. Tu, Doamne, Dumnezeul meu, primește acum mărturisirea mea, dă-mi să trec această din urmă zi, așa cum îți place Ție. Nu e în mine parte întreagă, pentru că am căzut ca niște mâini de tâlhari în păcate nefirești, care dezbrăcându-mă de dumnezeiasca porunca Ta, mi-au lăsat ca pe niște răni conștiința rușinoaselor mele fapte și m-au lepădat mort pe jumătate, ținut de deznădejde. Tu însă, Doamne al meu, Iisuse Hristoase, precum samarinianul, ia-mă pe dobitocul Tău și du-mă în casa de oaspeți, în sfânta Ta biserică, în care se dă vindecare celor bolnavi de păcate. Tu, ca o gazdă și ca un doctor, îngrijește-mă, varsă asupra mea mila Ta și nimicește necurăția păcatelor mele multe și dă tămăduire sufletului meu, ca să se arate mila Ta și asupra mea. Primește-i pe cinstitul înainte mergător și botezător al Tău Ioan și pe Maica Ta preacurată, stăpâna noastră, născătoare de Dumnezeu. Mântuiește-mă pe mine, păcătosul, robul Tău, care mă pocăiesc de greșelile mele, căci Tu ești Dumnezeul celor care se pocăiesc. Și în Tine, Mântuitorul nostru, ne-am pus nădejdea, slăvind preasfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.